Astăzi o să începem să discutăm despre un lucru foarte controversial, și anume o să discutăm despre locul asta unde trăim noi, Pământul. Și o să vedem cum este el, cum arată, cum ne descrie scriptura, cum ne este prezentat în scripturi și ce putem afla despre el din scripturi. Poate vă întrebați, de ce din Scriptură o să vedem noi cum o să arate Pământul? Hai să vedem de ce. Pentru că Pavel ne-a spus în 2 Timotei 3 că toată Scriptura este însuflată de Elohim și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihanire. Deci noi putem învăța și să ne dobândim înțelepciunea din Scripturile astea. Totodată David ne-a spus, în Psalmul 119, în versetul 160, temelia cuvântului tău este adevărul. Și toate legile tale, cele drepte, sunt veșnice. Deci, vedem că cuvintele Creatorului sunt adevărul. Deci, dacă Scriptura este bună să ne învețe, și cuvintele Creatorului sunt adevărul, atunci este destul de safe să spunem: dacă citim Scripturile și găsim referirile la cum arată Pământul și cum a fost creat găsim adevărul și putem învăța din ele. Dar înainte să vedem ce este adevărul, hai să vedem ce am învățat cu toții la școală și ce este acceptat ca, ca și adevăr. Și totodată avem o referire care putem să căutăm în scripturi. Deci ceea ce voi citea acum este pagina Wikipedia. Și să vedem ce aflăm de la Wikipedia sau din sistemul secular despre Pământ. Zice așa, Pământ, numit Cetera sau Planeta Albastră, este a treia planetă de la Soare și cea mai mare dintre planetele telurice ale Sistemului Solar, atât pentru masă cât și pentru diametru. Este singurul corp ceresc despre care se știe că adăpostește viață. Zice așa, conform datărilor radiometrice și altor surse de dovezi, nu zice ce surse de dovezi, numai că sunt dovezi, Pământul s-a format în urmă cu peste 4,5 miliarde de ani. Hmm. Interesant. Gravitația Pământului interacționează cu alte obiecte din spațiu, în special cu Soarele și Luna. Singurul satelit natural al Pământului. Terra se învârte în jurul Soarelui în 365,26 de zile perioadă cunoscută, drept un an. În acest timp, Pământul se rotește în jurul axei sale de aproximativ 366,26 de ori. Axa de rotație a Pământului este inclinată în raport cu planul orbital, producând anotimpuri pe Pământ. Interacțiunea gravitațională dintre Pământ și Lună provoacă maree, stabilizează orientarea Pământului pe axă ca și înce încetinește treptat rotația. Deci, să zice că pe axă, pe axa sa și încetinește treptat rotația. Pe dacă este de 4,5 miliarde de ani și încetinește treptat, la cât, la ce viteză sunt învârtit acum 4 miliarde de jumătate de ani? Da, o să vedem mai încolo. Pământul este cea mai densă planetă din sistemul solar și cea mai mare dintre cele patru planete telurice. Litosfera Pământului, aici nici nu vreau să intru. Hai să vedem asta, asta e, asta e fane. În primele miliarde de ani, în primele miliarde, auzi, ai istoriei Pământului, viața a apărut în ocean și a început să afecteze atmosfera și suprafața Pământului, ducând la proliferirea organismelor aerobe și anaerobe. Unele dovezi geologice indică faptul că viața ar fi putut să apară cu 4,1 miliard de ani în urmă. De atunci, combinația distanței Pământului față de Soare, proprietățile fizice și istoria geologică au permis vieții să evolueze și să prospere. În istoria Pământului, foarte interesant, când zilele noastre nu vedem nimic să prospere și să evolueze, totul, nu mai dispar specii și devoluează specii și da, atunci se putea. Pentru că nimeni nu poate verifica ce s-a întâmplat acum 4,1 miliarde de ani. Da, încerc să mă abțin. Nu vreau să intru în numele. vedem despre dimensiuni și despre viteze. Dacă găsim ceva. Numai miliarde și milioane de ani sunt pe aici. 3,6 de miliarde viitor, de unde știi tu ce e viitorul așa, atmosfera din ce este compusă ah, hai, și atent, Strictie, structura internă, interiorul Pământului la fel ca la celelalte planete telurice, este împărțit în straturi da? stratul exterior este o crustă solidă din punct de vedere chimic care are o grosime de aproximativ 6 km sub oceane și 30-50 de km în domeniul continental. Contactul cu mantaua se face prin discontinuitatea Mohoro mohorovicic, cred că crusta, scoarța terestră și partea superioară rigidă a mant mantalei formează litosfera. Iar litosfera este compusă din plăci tehnonice, sub litosfera este mezosfera, așa și descrie sferele. Problema este așa, ei nu au reușit să sape decât 13 km adâncime în Rusia. De unde știu ei ce se află la 30-50 de km? Uite aici, sub Emilisul primul aflat între 400 km și 1000 de km, are roci parțial cristalizate, Materia fiind în stare vescoasă, da, mai încolo zice că aflat între 1000 și 2900 km, în care materia este omogen chimică. De, de unde știu ei chestia asta? De unde știu ei ce se află la 1000 de km? 1000 de, nu 1000 de metri, 1000 de km adâncime. Cum? Dacă cel mai adânc, cea mai adâncă să pare, este... 13 km. 13 km. Atât. Asta e documentat. Toată lumea poate verifica. Dar eu zic să încheiem aici cu Wikipedia că, că nu, nu prea aflăm nimica. Ce știm că circunferia Pământului este în jur la 40.000 de kilometri iar se învârte cu un jur la 1600 km pe oră în jurul axei încerc să găsesc da, am găsit asta mai vedem că astea sunt niște date care e foarte exact știu și iau mă măsură și asta sensul de deplasare este de la vest spre est Astfel încât mișcarea aparentă a soarelui pe bolta cerească este de la est către vest. Uh -huh. Viteza de deplasare la ecuator este de aproximativ 1670 de km pe oră. Bine, am fost aproape. Am crezut că numai 1600. Așa încât, pe paralel de 60 de grade, viteza de rotație ajunge la 850 de km pe oră. Iar pe pol, aceasta este nulă. Hmm. Dar hai să ne gândim un pic ceva. Dacă eu stau la polul nord da, și viteza mea de rotație este nulă și încep să mă deplasez spre ecuator, nu ar trebui să observ o accelerație destul de rapidă? Că mă duc de la 0 la 1670 de km pe oră? Așa ca, ca idee. Dar poate v-ați deplasat în vacanțe sau cu alte ocazii înspre ecuator sau spre pol, și poate ați văzut că nu, nu, a, nu vedeți nicio diferență în, în cum vă simțiți sau nu începeți să amețiți și așa mai departe. Curios, nu? Dar mai este aici o secțiune care vreau să ne uităm, și asta este orbita. Simultan cu mișcare de rotație în jurul axei sale. Pământul orbitează în jurul Soarelui la o distanță medie de aproximativ 150 de milioane de kilometri la fiecare te... la fiecare 365,2564 de zile solare sau un an sideral. Viteza orbitală medie a Pământului este de aproximativ 29,76 km secundă, care este suficient de rapidă pentru a călători pe o distanță egală cu diametrul Pământului aproximativ 12,7 km în 7 minute. Da? Începeți să faceți matematica. Și pe o distanță până la lună, aproximativ 384.000 de mii de kilometri în circa 3,5 ore. Asta niște viteză, nu? Dacă reușești să prinzi 200 cu mașina, ești tare. Dar noi mergem cu aproximativ vitezele astea. Orbita Pământului în jurul Soarelui este formă de elip elipsă puțin turtită axa mare a elipsei se numește linia zilor. și are aproximativ 300 de milioane de kilometri, poziția cea mai apropiată numită periheliu se înregistrează la începutul lunii ianuarie pământul aflându-se la 146 de, de milioane 993.000 de kilometri față de Soare. Punctul cel mai important al eclipticii față de Soare se numește Afeliu și este atins la începutul lunii. Înca asta, Pământul împreună cu Sistemul Solar este situat în Cala Lactei și se află la aproximativ 28.000 de ani lumină de centrul galaxiei. Și ei știu asta. Na, Acum vreau să închei cu fanteziile astea din Wikipedia și să mergem să vedem ce este adevărul. Vă promit că o să începem cu cuvântul, vedem ce este adevărul și după aia o să despicăm fiecare aberație care am citit aici și și ceea ce nu am citit deocamdată. Da, hai să vedem adevărul. Și unde Putem să începem oare unde? Pe păi începem la început. Și anume Geneza 1, 1. Și zice așa. La început, Elohim a făcut cerurile și pământul. Da? Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric. Și Duhul lui Elohim se mișca pe deasupra apelor. Elohim a zis, să fie lumină. Și a fost lumină. Elohim a văzut că lumina era bună și Elohim a despărțit lumina de întuneric. Elohim a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, acesta a fost ziua întâi. Vedem că prima zi a fost seară, după aia a fost dimineață, nu invers, nu cum ne învățăm noi că dimineața începe ziua. Vedem că ziua începe seara. Dar ceea ce vreau să vă atrag atenția, chiar aici, primele versete, aici creatorul a făcut lumina și a despărțit de -ntuneric. Dar eu cred că lipsește ceva din ecuație. Hai să vedem mai încolo. Elohim a zis: Să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Elohim a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de as, de subtul întinderii și apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Elohim a numit întinderea cer, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Acesta a fost ziua. A doua. Vedem că în ziua a doua a făcut cerul, dar dacă ne uităm, cerul ăsta este o întindere. Hai să vedem ce aflăm despre cer. La concordanță, versiunea King James și să vedem cum sună în engleză. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. And let it divide the waters from the waters. Vedem că aici zice, let there be a firmament. 1. nu mai multe, 1. da? Hai să vedem ce înseamnă firmament. Let there be a firmament. Rachia, da? H7549. Da? Vedem Rachia, pronunță ei Strong's H, 7549. Rakia. Rakia. Așa. Și vedem cum este folosit. Zice că extended surface. Solid. O suprafață extinsă. Solidă. Un expans. O cupolă. Un expans cu baza plată. Un suport. Un o cupolă. A vault of heaven supporting waters. O cupolă care suportă apele de deasupra. evreii au considerat că acesta este solidă și suportă apele de deasupra. aleluia Pentru că tare mă tem că așa și este. Nu degeaba au spus că a făcut o cupolă, un ferment un rachia. Rachia care suportă apele. Da? Aici ne spune că sunt ape de deasupra. Hai să vedem un psalm, psalmul 19.1. Cerurile spun slava lui Elohim și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Vedem că și în psalm aflăm despre cerurile astea. Dar ce mi se pare interesant, hai că noi citim psalmurile, că noi căutăm scripturile și vrem să învățăm adevărul. Ce mi se pare mie foarte interesant, tipul ăsta, Werner von Braun, asta este, imaginea care o vedeți, este uh, piatra de pe mormântul lui. Și spune așa, Psalm 19, 19:1, ceea ce am citit mai devreme. De ce este asta interesant? Poate vă gândiți că omul ăsta era un vreun credincios sau poate vreun, vreun preot sau eu știu, cineva în contact cu Creatorul. Poate. Sau poate el a da dat niște dovezi și a realizat că Creatorul este și el a avut poate o dovadă tangibilă. De ce vă spun asta? Hai să vedem cine a fost omul acesta. Și pentru asta o trebuie să revenim la Wikipedia și vedem că suntem la Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, cunoscut mai ales ca Werner von Braun. Așa, când s-a născut, asta nu prea ne interesează. A fost un om de știință, germano-american, pionier și vizionar al dezvoltării tehnologiei și, zbor, și zborurilor rachetelor. Hmm, interesant, nu? Werner von Braun, conducător al programului german de creare a rachetelor germane, cea mai cunoscută fiind celebra rachetă V2, atât înainte de al doilea război mondial, cât și în toiul lui, a fost adus în Statele Unite, împreună cu o bună parte a echipei sale științifice, de la PNMD, printr-o operație secretă numită operație, Operațiunea Paperclip A devenit cetățean al Statelor Unite A lucrat la programul mili Militar American ICBM Intercontinental Ballistic Missiles Rachete balistice intercontinentale Apoi la NASA hmm. Omul lucrează la NASA Sau a lucrat Ca director Al centrului Marshall Pentru zborurile spațiale Marshall Space Flight Center și ca șef al proiectului rachetei Saturn V sau Saturn V. Super rachet anilor 1960 care a permis Statelor Unite să lanseze în spațiu nave din ce, în ce mai performante din seria programului spațial Apollo, care a culminat cu aselenizarea astronauților în misiunile spațiale Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17. <coughs> da. Von Braun este unanim, unanim considerat părintele programului spațial a Statelor Unite. Fiind de asemenea amintit ca liderul științific al echipei de specialiști din Germania nazistă care a proiectat și realizat racheta V2, care a ucis peste 7.000 de oameni în Marea Britanie, în 44 și 45, la care se adaugă un număr și mai mare de victime în anii de dezvoltare și testare de în Germania a rachetei. Un om drăguț. Ce este important, omul ăsta care, datorită muncii sale, a murit peste 7.000 de oameni și cine știe câți când a dezvoltat racheta asta, el a pus la coale toată minciuna asta cu Apollo 11, 12, 14, bine, 13 n-au pus că ei n-au ajuns nicăieri, nu că ăștia la ar fi ajuns departe, dar practic tot programul spațial din state. Vedem că a lucrat la NASA, la ICBM, el este tatăl programului spațial american. Cu alte cuvinte, cel mai tare program spațial, NASA, toată lumea se uită la NASA. Ca la... Nu știu. Dar vedem că omul ăsta și-a pus pe oare pe piatră psalmul 19.1. Oare de ce? Asta vă las să răspundeți voi. Continuăm cu creația. Lăsăm pe banner în pace. Dacă cineva e curios, puteți să căutați despre el. Aici sunt lucruri mai importante și anume în Geneza 1.9. Elohim a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Elohim a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o măr. Elohim a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Elohim a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditor, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânța după soi, soiul ei și pom care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Elohim a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Acesta a fost ziua a treia. Vedem că plantele astea nu au evoluat din nimica, din bacterii, din usuce, din alge, Plantele au fost create de creator, după soiul lor. Nu s-au făcut din căpșuni nuci sau din cactus trandafiri. Da? Ele au fost făcute fiecare după soiul lor. Să mergem mai departe. 14. Elohim a zis: Să fie niște iluminatori în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arată vremurile, zilele și anii. Oare care vor fi luminători ăștia? Și să slujească de luminător în întinderea cerurilor ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Elohim a făcut cei doi mari luminători și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic, care se stăpâneze noaptea. A făcut și stelele. Paranteza aici. Vedem că au făcut doi luminători. Unul mare și unul mic. Unul stăpânește ziua, celălalt stăpânește noaptea. Sper că o picat fisa la toată lumea, dar pentru cei mai slabi, unul, acela mai mare, este soarele, celălalt, la mai mic, este luna vedem că amândoi sunt luminători nu unul este un luminător, celălalt un reflector amândouă sunt luminători și stelele pe lângă toate astea nu a zis că au făcut o stea mai mare care mai aproape sau au făcut o stea și un satelit care se învârte. au făcut doi luminători dar ce vreau să vă mai atrag atenția că noi am avut lumină din ziua întâi și a fost și Pământul din ziua întâi cum a fost asta dacă nu a fost soarele? Lumina de unde a venit? Hmm? Și dacă n-a fost, so fost soare și n-a fost lună, în jur la ce s-a învârtit Pământul? Niște întrebări care se ridică. Da? Da? Sau poate nu s-a învârtit nicăieri și nici nu se învârte nici în ziua de azi. Poate este fix. Dar o să vedem mai încolo. Da, și încă un lucru aici, vis-a-vis -vis de cei doi luminători. Știm că lumina soarelui este o lumină caldă. Deci dacă stau o vară la soare, probabil că sunt 32-33 de grade. Dacă mă mut la umbră, posibil să fie 27-28, depinde de diferență de temperatură. Dar la umbră, în orice caz, este mai răcoare decât la lumina soarelui. Vă fac o provocare. Luați un termometru. Ieșiți noaptea când este lună plină. Dacă luna reflectă lumina soarelui, care este caldă, el reflectă o lumină caldă. Deci, unde bate lumina lunii, ar trebui să fie un pic mai cald decât unde nu bate lumina lumii sau la umbră. Dacă deci, o să observați, în lumina lunii este cu 2 sau 3 grade mai răcoare decât în umbră. Deci lumina lunii este o lumină răcoroasă. Noi avem tehnologie. Nu eu, dar omenirea are tehnologia asta. Se numește Laser Rece. Ceva de gândit. Dar să mergem mai departe. Elohim i-a așezat în întinderea cerului. Ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina din de întuneric, Elohim a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Acesta a fost ziua a patra. Elohim a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Elohim a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișune apele. După soiurile lor a făcut și orice pasăre în după soiul ei. Elohim a văzut că erau bune. Elohim le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Acesta a fost ziua a cincea. Nu știu dacă ați băgat de seamă, nu a zis că a creat o bacterie în mare și de acolo s-au mutat și s-au transformat și s-au amestecat și s-au făcut toate acestea. Vedem iarăși, au creat peștii după soiul lor, păsările după soiul lor. Să vedem că mai apare tema asta. Elohim a zis să dea pământul vețuitoare după soiul lor, vite târătoare și fiare pământești după soiul lor. Nu se amestecă fiecare după soiul lor. Și așa a fost, și și este în ziua de azi. Elohim a făcut fiecare, scuzați, Elohim a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate teritoarele pământului după soiul lor. Elohim a văzut că erau bune. Apoi, Elohim a zis: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Ce vreau să vă atrag atenția aici, zice așa, apoi a lui a zis, să facem om după chipul maimuței? Nu prea cred. Aici scrie că facem chip după chipul nostru. Deci dacă cineva crede Că el are ceva de a face cu maimuța, el se trage din maimuță, atunci poate că el se trage de la maimuță. Că mie îmi spune cartea în care este adevărul, în care sunt cuvintele Creatorului. Că eu și voi toți care ascultați asta ați fost făcuți după chipul Creatorului. Nu după chipul maimuței. Acum, dacă cineva susține că noi ne trăgem din maimuțe, primul rând este de râs. Dar, în al doilea rând, ori face o blasfemie și zice că Elohim are ceva, arată ca maimuța, care nu cred, pentru că este descris um, în Revelație. Când, când se arată fiul omului și nu nu descriu mai mult de nicio culoare, ori zice că minte. na din punctul meu de vedere, niciuna dintre variantele astea nu stau în picioare. Niciuna nu stau în picioare. Sau, cel puțin, eu n-aș avea curajul să zic că creatorul minte sau să zic că e mai să sau ceva de genul. Deci fiecare face asta pe propria răspundere. Și mai mult de atâta, da? Dacă noi suntem, ne trăgem din maimuțe, unde sunt speciile dintre? Că dacă mergem pe linia evoluției și dintr-o specie se evoluează o specie mai evoluată, mai deșteaptă, mai rapidă, mai puternică, mai etc nu o să moară specia intermediară. -o -o, moare specia mai veche, mai proastă, mai slabă, mai puțin dezvoltată. Deci, ori s-a făcut din maimuță direct om și s-a uitat omul la maimuță, du că eu, eu n-am nimic de a face, putem duce și mănânc banane, ori s-au făcut niște specii intermediare care așa ne învață școala, și teoretic, sau aparent ăia au murit, și noi am rămas, și și mai mulți le au rămas. Nu stă în picioare teoria asta de nicio culoare. Ori mergem pe ideea care ne dă creatorul, că creat după chipul lui. Și dacă stați să vă gândiți, ce face omul, cum stăpânește omul tot pământul, și vedem că scrie aici că o să stăpânim tot pământul, poate este o sâmbără de adevăr aici. Da? Mai, mai departe. Elohim a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Elohim. Parte bărbătească și parte femească. I-a făcut. Elohim i-a binecuvântat și Elohim le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste pești mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și el lui mi-a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, acesta să fie rana voastră. Iar tuturor fiarelor, pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor viețuitorilor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare, de viață le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Elohim s-a uitat la tot ce a făcut. Și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Acesta a fost ziua a șasea. Și știm că după asta vine șabatul, ziua a în care ne odinim cu toții. O, dignă, o zi de odihnă o zi pusă la o parte care e dat de la creație din Shamaim. Ceea ce am vrut să vă arăt, că pământul a fost creat de creator, mai întâi a fost pământul, lumină, după care cerul, după care ierburi, animale și a apărut și stelele și soarele și luna și după aia omul nu a evoluat din cactus un trandafir, din care o căpșună, din care un nuc, din care ceva vierme, din care, nu știu, cum, deci nu, nu există așa ceva, nu, nu se poate. Asta este adevărul, ne-a spus și Saul, ne spune și David și dacă te uiți în jurul tău, realizezi că ceea ce ai învățat la școală nu stă în picioare. În schimb, ceea ce citești aici, tot timpul stă în picioare, fără nicio excepție. Dar dacă mergem pe ideea asta, lăsăm acum evoluția la o parte, că vrem să discutăm despre forma Pământului. Vedem că prima dată a fost Pământul peste care a pus o copulă, o cupolă rachia, cerul, întinderea cerului, în care a așezat luminile, deasupra căruia stau apele. Ce imagine vă prezintă asta? Mie nu-mi prezintă de nicio culoare o minge pe care se lipește apa. Nu știu voi ce imagine vă faceți după ceea ce ați auzit prima parte a creației sau creația. Dar mie imaginea asta îmi vine în minte. Pământul în mijlocul apelor, întinderea cerului în care sunt luminătorii, luna și soarele, apele deasupra și apele de desubt. Asta mi se pare cea mai apropiată descriere la ceea ce am auzit mai devreme. Nici într-un caz nu un glob care se învârte cu 1600 km pe oră în jurul axului și cu nu știu câte mii de kilometri pe oră în jurul, sau milioane de kilometri pe oră în jurul galaxiei și în jurul soarelui. Dar în următoarea episod o să intrăm mai în amănunt. Eu nu mai vreau să vă arăt în primul episod ce spune creatorul, cel care a făcut toate astea. Și eu tind să cred că el știe ce a făcut. Astăzi am vrut să vă arăt astăzi. Dacă v-a plăcut ce ați auzit și ce ați văzut, poate dați un like, eventual puteți da și un share. Dacă nu, și așa este bine. Să aveți grijă de voi. Shalom!